Polițiștii de investigații criminale din cadrul IBJ Constanța au depistat un bărbat de 34 de ani din localitatea Mihail Cogălniceanu, județul Constanța, pe numele căruia există un mandat european de arestare emis de autoritățile germane. Bărbatul era urmărit internațional pentru infracțiunile de tâlhărie cu consecințe deosebit de grave și vătămare corporală gravă și a fost depistat în cursul zilei de astăzi de autorități. Polițiștii constanțeni au beneficiat de date și informații suplimentare obținute prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. La data de 30 noiembrie, acuzatul va fi prezentat Curții de Apel Constanța pentru emiterea unui mandat de arestare în vederea extrădării.